Sala de festivități a Colegiului Național Roman Vodă a găzduit sâmbătă, 16 aprilie, prima acțiune din cadrul celor organizate în Săptămâna Altfel. Este vorba de cea de-a cincea ediție a concursului regional științific Știință și Tehnică Altfel, la care au participat copiii și cadre didactice din 16 județe ale țării. Concursul a fost conceput pe două secțiuni, una destinată aplicațiilor practice pentru elevi intitulată Inovație și Creativitate, în care anul acesta au fost primite 50 de lucrări ale copiilor, și secțiunea de referate, destinată cadrelor didactice intitulată Exemple de bună practică în abordarea disciplinelor prin realizarea de proiecte și experimente, lecții interactive, proiectare, soft didactic, auxiliare, la care s-au prezentat 49 de referate din școlile din întreaga țară. Sunt bucuroasă și onorată în același timp că iată astăzi simpozionul regional Știința și Tehnica Altfel se desfășoară la Colegiul Național Roman Vodă. Trebuie să merg pe ideea de la început că va fi o întâlnire de bun augur care se va desfășura, va continua și în edițiile următoare tot aici la noi, pentru că cu siguranță vă veți simți bine aici la Colegiul Național Roman Vodă. De altfel, luni începe vestita săptămână a școlii altfel, dar eu zic că noi astăzi am demarat deja. Dacă teoretic pe hârtie, da, de luni începe, noi am început astăzi această activitate. Este o activitate altfel decât cea cu care v-ați obișnuit la orele de curs. Este și o invitație în același timp de a vă transforma visele în realitate, o invitație de a fi inventiv, creativ, și nu ducem lipsă de acest lucru. Concursul aflat la a cincea ediție a fost inițiat la Liceul Teoretic Vasile Alexandrii Săbăoani în scopul stimulării inovației didactice și a interesului copiilor pentru astfel de activități care să determine copiii să aplice cunoștințele dobândite la diverse discipline. Am inițiat acest concurs din dorința de a arăta și de a împărtăși idei de educație altfel cu elevii din toate județele țării. Acest concurs a avut și fază națională. Din păcate, anul trecut participarea a fost un pic mai slabă și de aceea a fost retrogradat la regional, la concurs regional. Anul acesta avem participare mulțumitoare și sperăm că la anul va fi din nou regional. Activitățile pe care le desfășurăm la clasă se cer a fi interdisciplinare. Toți profesorii desfășoară activități extraordinar de frumoase și mi-a venit această idee să valorificăm toate activitățile frumoase pe care le desfășoară în aceste frumoase prezentări pe care copiii le realizează. Machetele primite de la concurenții din județul Neamț și din alte județe participante au făcut obiectul unei expoziții amplasate în holul Colegiului Național Roman Vodă. Centrala solară, o mini-expoziție de desene realizată de elevi de la Școala Gimnazială Gherești, Mașina Viitorului, este tema acestei expoziții, aplicații practice în vederea așteptării Paștelui, da? Foarte multe aplicații practice, ouă, condeiate, aranjate, felicitări. Urmează o expoziție de obiecte utile din materiale refolosibile, vaze, semn de carte, un penar realizat chiar dintr-un bidon de plastic, suport pentru bijuterii, tablou decorativ, suporturi pentru creane, toate realizate de copii din materiale refolosibile. Principiul de funcționare al turbinei hidraulice ilustra foarte bine prin această aplicație practică. Piramida alimentelor făcută de elevii claselor a 5-a, ca aplicație la modulul produse alimentare de origine vegetală și animală. Avem aici aplicații realizate de elevi de la Liceul Teoretic Vasile Alexandrii Săbăoani, machetele unor locuințe, macheta unui deasc avem aici, macheta unei centrale, da, nucleară. Juriul a avut o misiune dificilă în a departaja lucrările trimise de copii la acest concurs. După jurizare au fost acordate diplome de participare tuturor concurenților și premii în bani asigurate de firma Caremil Roman pentru primii trei concurenți care vor fondurile acestea pentru procurarea de materiale necesare participării la cea de-a șasea ediție a concursului din 2017. Premiul 3. Zabulica Lisiaș, Romedeia Bogdan, Școala Gimnazială,
să vinești. Tot premiul 3, robul Denis. Da, sunt tot premiul 3 cu... Da, nu, tot premiul 3. Da. Robul Denis, liceul teoretic, Vasile Alexandru Săboan. Premiul 2. Păuleț Ana Maria, Colegiul Național Roman Vodă. Premiul 2. Copzaru Alicia și Obreja Lidia, Liceu Teoretic Vasile Alexandru Săboan. Anul viitor, concursul va fi înscris în calendarul național al activităților organizate de Ministerul Educației și Cercetării în cadrul Săptămânii Altfel. Din păcate, comunitățile locale ar trebui să se implice mai mult în sprijinirea acestui tip de activități în sensul asigurării unor mijloace de transport din localitățile de unde provin concurenții și până la Roman, locul desfășurării competiției, pentru că și anul acesta deplasarea grupurilor de participanți s-a făcut pe banii părinților. Asta în condițiile în care comunitățile locale le pasă de viitorul acestei țări care stă în acești copii minunați încurajați de dascării lor. De altfel, și materialele din care au fost construite machetele au fost procurate tot de părinții copiilor. Un amplu material de la această manifestare îl veți putea urmări pe postul de televiziune Roman 24.